Câinii comunitari reprezintă o problemă și în municipiul Fălticeni, nu numai în Suceava. Chiar dacă sunt mai puține, aceștia există totuși. Momentan, strângerea de pe străzi a câinilor comunitari în Fălticeni este blocată. Și asta pentru că lipsesc hingherii, iar medicul veterinar șef și-a dat demisia din cauza salariului de 700 de lei. Chiar dacă acum legislația permite strângerea animalelor fără stăpân de pe străzi și chiar eutanasierea, dacă nu sunt revendicate timp de 14 zile, din păcate, autoritățile locale fălticenene nu pot acționa pentru că nu au resursele necesare. La nivelul municipiului Fălticeni întâmpinăm și noi probleme cu câinii comunitari. Nu sunt în număr așa de mari cum sunt în alte orașe, în alte municipalități, dar cea mai mare problemă pe care întâmpinăm e cu așa zise iubitori de animale, pentru că orice am încercat să facem, ne lovim de multe ori de un nu hotărât din partea lor, indiferent ce am dorit să facem. Și cel mai clar exemplu este faptul că contractul pe care l-am avut cu acea firmă care prindea câinii, având toate autorizațiile necesare, a fost contestat vehement de ei, inclusiv în instanță, și aici a survenit un blocaj. Suntem în situația să nu putem acționa eficient, tocmai din acest motiv. Medicul veterinar pe care l-am avut angajat la primărie și-a găsit un loc de muncă mult mai bine plătit și a plecat prin acordul părților. Noi avem bani în bugetul local pentru completarea necesarului la adăpostul de câini pe care îl avem undeva pe strada Topitoriei. Dar v-am spus, toate aceste firme care declară public pe toate căile că iubesc animale, ne fac doar rău din acest punct de vedere, pentru că n-am găsit o colaborare eficientă cu ei, în sensul că ce este de făcut, cum este de făcut, pur și simplu ei sunt nu la toate, în dezavantajul cetățenilor. Ce veți face cu câinii periculoși, agresivi, care trăiesc pe străzi? Vom aplica legea, adică tot ceea ce presupune cadrul legal, inclusiv eutanasierea, acolo unde situația o va impune. Numărul câinilor fără stăpân din Fălticeni este de aproximativ 200, mai mic decât în alte orașe ale județului, afirmă autoritățile fălticenene.